s-au antrenat, au dat pase decisive sau chiar goluri, iar la final de an au fost răsplătiți. Micii fotbaliști de la clubul Metalul Buzău au fost premiați joi de Consiliul Județean. Însoțiți de antrenorilor, copiii iubitori de fotbal au primit cadouri și felicitări din partea autorităților județene, dar și laude din partea mentorilor. În fiecare an, început cu anul trecut, ce-i drept, noi încercăm să respectăm prezentul, dar mai ales viitorul, atât cât putem noi. Și împreună cu ajutorul domnului președinte al Consiliului Județean, ca de sfârșit de an o să premiem anumiti jucători în funcție de randamentul pe care l-au avut în jocurile pe care le-au susținut în acest an. Premii care au fost nominalizate de către domnii antrenori și care vor fi înmânate de către domn președinte și încă o dată mulțumim pentru tot sprijinul pe care ne oferă. Ei sunt componenții grupelor de copii și juniori de la echipa Metalul Buzău, care noi avem o colaborare și este firesc să fie așa, în semn de respect atât pentru ei să-i bucurăm și pentru părinții lor și cei care se ocupă de club, să facem acest gest, pentru că este foarte, foarte important, atât în sport cât și în alte domenii, să reușim să creștem frumos noile generații. Pe lângă pungile cu dulciuri, copiii care au avut rezultate deosebite în competițiile desfășurate anul acesta au primit și diplome de excelență. Darius Troie, care este junior 2006, este golgheter, antrenor, domnul George Niți. Hai să-l aplaudăm! Titlul de tânără speranță, cine poate să-l aibă? George Badea, 2009. Mai combativ, adică îți dă și ultima energie pe teren, Mădălin Matei. La cei mici, bineînțeles, la 2011, Robert Stănescu. Sebastian Râmnicean. Hai să La final, micii fotbaliști de la Metalul Buzău au primit promisiunea că și anul viitor Consiliul Județean le va fi partener.